Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În dialog cu consumatorii. Discutăm în această seară despre o problemă care este interesantă pentru toți, respectiv produsele financiar-bancare, cu invitata noastră Irina Chițu, director FinZoom. Bună seara, bun găsit! Bună seara! Cât de cunoscut este portalul dumneavoastră și câți oameni apelează zilnic la informații financiare? Din 2006 este lansat finzoom.ro, care este un portal de comparații produse financiare. Deci, practic, comparăm toate produsele financiare de pe piață, dar toate instituțiile financiar-bancare și nebancare, după criterii obiective. Deci, practic, comparăm mere cu mere pentru fiecare produs financiar. Și este un portal de educare financiară. Deci, practic, prin analize, sinteze, comparații sub formă de articole, întreabă expertul răspunsuri la consultanță online către consumatorii de produse financiare. Din 2006 până acum, peste 2 milioane de utilizatori am ajutat cu sfaturile noastre. Practic, portalul nostru deservește cel mai important, să zicem, drept al consumatorului și dreptul la informare. Deci, practic, se pot regăsi pe acest portal informații complete după toți parametrii, să zicem, pe care putem compara pentru credite imobiliare, ipotecare, credite de consum, de nevoi personale cu sau fără garanții, credite auto și leasing auto, carduri de credit, conturi bancare și, pentru depozite. Doar uitându-se pe site se pot cei interesați informa sau dacă nu înțeleg ceva pot suna la un consultant, mai pot obține informații în plus? Pot scrie și pe partea de pe secțiunea de întreabă expertul sau consulta toate materialele pe care noi analiștii FinZoom le scriu în legătură cu diferite, să zicem, partea de educare financiară, cum să folosească un anumit produs, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele produsului respectiv, la ce să se uite atunci când compară, de exemplu, în cazul creditelor, acum este obligativitatea tuturor băncilor să compare creditele în funcție de dobânda anuală efectivă. Noi am lansat încă din 2006 această comparație și am atras atenția și asupra calculului DAE și a dobânzii la credite încă înainte de a intra în vigoare celebrau G50, în care se spunea clar cum se calculează dobânda, că este un indice, trebuie să cuprindă un indice de piață, Euribor, Robor, Libor, plus o marjă fixă a băncii. De-abia în 2010, după intrarea în vigoare a legii 288, care a transpus în practică UG50, toate băncile au fost obligate să calculeze și să afișeze această dobândă și să o introducă în contractele de credit cu un calcul clar, o dată de marjă plus indice și cum va varia, la fel să se specifice clar cum variază acest indice. Când este modificat, ce valoare se ia în calcul pentru fiecare contract. Ce comisioane sunt incluse în calculul DAE. Dar băncile încalcă uneori, nu știu dacă frecvent, drepturile consumatorilor. Care sunt cele mai frecvent de încălcări are drepturilor consumatorilor în relație cu banca? Trebuie să ne uităm puțin la, să zicem, istoric. Până în celebra UG50, care a fost inițiată de către ANPC și este o transpunere a directivei europene privind creditele de consum în legislația noastră, aveam, într-adevăr, legea creditului de consum, a legii creditului ipotecar de către BNR, legile date de către BNR. UG50 a apărut în anul 2010. În 2010 au fost dezbateri, ce a adus foarte multe lucruri bune, așa cum spuneam, de calcul al dobânzii, exact, foarte transparent, de cum numai după acest UG50 în toate contractele trebuia specificat clar cum se calculează, da. Și mai ales
Partea de, să zicem, comisionul de rambursare anticipată a dispărut pentru creditele cu dobândă variabilă, pentru că la cele cu dobândă fixă a rămas la un comision foarte mic, 1%, maxim 0,5 în ultimul sau 0,5 în ultimul iar an. Pentru contractele încheiate până în 2010 se aplică retroactiv? Pentru contractele încheiate până în 2010. Este poate una din singurele prevederi care se aplică și la contractele în derulare. Ceea ce nu se poate spune și despre celelalte. De exemplu, sunt în continuare contractele dinainte de octombrie 2010, care, dacă nu au încheiat un act adițional în acea perioadă cât până să intre în vigoare legea 288, au rămas cu dobândă calculată în funcție de dobânda băncii sau acel comision de risc care au fost atâtea discuții și procese că este un comision abuziv. Deci, practic, OUG 50 l-a eliminat acest comision de risc. Singurele comisioane care mai pot să mai existe acum într-un contract de credit este comisionul de analiză dosar, care este de analiza creditului, care se plătește numai dacă ai luat creditul. Existau și posibil, da, existau și produse inițial care plăteai chiar dacă nu erai eligibil pentru acel credit și nu puteai să-l iei. Nu, acum este acest comision de analiză dosar, care de obicei este un comision fix. Este un comision, da, de rambursare anticipată în cazul creditelor cu dobândă fixă. Și este un comision de administrare a creditului lunar, de obicei la soldul creditului sau, foarte important, sau de administrare a contului curent. Deci dacă am un comision de administrare a contului curent, nu trebuie să mai am un comision de, pentru credit, pentru administrarea creditului. Și la fel mai există un singur comision pentru cereri speciale din partea clientului, un comision unic, la fel fix, un comision fix, care pentru alte tipuri de cereri din partea clientului și un comision de asigurare. Unele bănci pot să decide să-l introducă în costurile. Pentru că ați vorbit de creditul ipotecar și pentru că e criză, sunt multe familii care cer o păsuire de un an sau în ce condiții pot obține condiții favorabile și renegocierea condițiilor de rambursare a unui credit? A fost, să zicem, anul 2011 și apoi chiar și la începutul lui 2012, creditul de refinanțare a fost vedetă pe lângă creditul de prima casă. Pentru că deci era foarte avantajos, aveai mai multe credite, le puneai într-un singur credit, aveai o singură rată, dobânzile și daie scăzuse la majoritatea creditelor față de perioada de boom 2007-2008, când s-au luat majoritatea creditelor, și atunci foarte avantajos să faci o astfel de refinanțare. Din păcate nu s-au putut face prea multe refinanțări la creditele ipotecare, pentru că, așa cum știm, valoarea imobilelor a scăzut chiar mai mult de jumătate la unele și atunci nu mai acoperă garanția creditul pe care l-ai luat. În plus, veniturile au scăzut, gradul de îndatorare cu noile produse nu mai permit grade de îndatorare, cum știam în 2007-2008, că ajungeai și până la 95%. De ce? Pentru că existau produse, care acum nu mai există pe piață, cu prima rată după care se lua în considerare capacitatea ta de rambursare și calculul DAE, era cu o dobândă promoțională. De exemplu, existau produse cu dobândă mică primele 3 luni, 6 luni, un an, după care aproape se dubla dobânda. Normal, când veneai să plătești o rată cu dobândă dublă, impactul era foarte mare și așa s-a întâmplat. Impactul a fost foarte mare în venituri și foarte mulți au fost în imposibilitate de a-și mai plăti ratele. Ce e important de știut,
băncile oferă restructurarea creditelor pentru că nici ele nu au interesul să își mărească, să fie proprietari de imobile, da, să zic, sigur, așa. Imobile care nici nu mai valorează la cât le-au evaluat inițial. În plus, nu au nici interesul să nu mai plătească clientul ratele la credit, pentru că pentru fiecare, începând cu a 30-a zi de neplată, au provizioane de făcut pentru sumele restante, ajungând până la 100% din valoarea restanței pentru creditele cu restanțe mai mari de 90 de zile. Deci nu au niciun interes să nu-ți plătești creditul, ci au început să devină mai înțelegătoare cu cei care obiectiv nu mai pot să plătească. Nu vorbim de cazul celor care zic, n-am ce, n-au tare banca ce să-mi facă, să-mi ia casa, pe mine nu mă interesează. Dar mi-ați povestit că nu e chiar așa. Chiar dacă lași imobilul băncii să se spele pe cap cum ar veni cu el, banca, nu dacă nu-și recuperează întreaga sumă, se îndreaptă tot împotriva debitorului. Corect, pentru că debitorului. Acum, să zicem, scot la licitație apartamentul respectiv, îl scot cu un preț care îl decide executorul, nu se vinde de obicei la acel preț, pentru că de obicei este cam prețul pieței, apoi se reduce prețul, se reduce până când se găsește un cumpărător la acel preț. Pentru diferența între cu cât a vândut banca bunul respectiv și valoarea creditului, da, contractat, banca în continuare te urmărește și te execută silit. Acum, ce înseamnă executare? Poate să-ți execute toate celelalte bunuri pe care le ai, dacă ai alte bunuri, mașină, casă, da, și așa mai departe. Sau să spună opririle pe salariu. Opririle pe salariu, într-adevăr, nu poate să ia mai mult de o treime conform codului de procedură civilă din venituri. Da. Dar totuși îți urmărește venitul, adică nu poate să se spală banca cu ea pe cap, că nu, mai departe tot te urmărește pentru... La fel și dacă pleci din țară, dacă ai plecat într-o țară din cadrul Uniunii Europene, te găsești și acolo. Da, pentru că sunt acorduri pe care România le are cu țările din Uniunea Europeană, cu siguranță, dar cu și alte țări de pe întreaga planetă. Deci nu e rentabil. Sau, de exemplu, să zicem, uite, dau exemplu unei bănci care este sucursală, care are în întreaga lume, să zicem, da, sucursale. Da, da, da. Poate mai departe să-ți vândă acel titlul executoriu către o altă sucursală din, da, din țara. Și ai liniște oriunde ai pleca. Nu cred că ne dorim asta pe termen lung. Sau, de exemplu, cine mai care departe... caută variante, să le dăm. Da, dar explicații. Totuși trebuie să ne gândim că majoritatea oamenilor sunt bine intenționați și atunci cel mai important pentru astfel de oameni care, într-adevăr, au probleme obiective, să zicem, au rămas șomeri sau li s-a redus există venitul. Există varianta de restructurarea creditului. Da, important este să se ducă, să stea de vorbă cu banca și să nu fugă. Nu, deci e o problemă, într-adevăr, dar nu ne ascundem castruțul și... Aveți persoane care vă pun astfel de întrebări? Da, și sunt care au obținut condiții mai bune sau au obținut din partea băncii un răspuns, grație, o perioadă sau... de grație sau li s-ar restructura creditul ca astfel o perioadă să plătească mai puțin, după care sunt și bănci, într-adevăr, cu care... care nu au răspuns pozitiv, să zicem, au tergiversat foarte mult. Situația persoanei poate s-a înrăutățit. Din 30 de zile, da, să zicem, se mai depune câte o cerere. Asta e foarte important, să zicem, regula de aur în orice comunicare cu banca este să se facă în scris, pentru că practic avem o dovadă că am încercat, da, am adus și, să zicem, documente la dosar, că mi s-a redus de la venitul, servici, că, de la, da, da, că ce s-a întâmplat, nu știu, doamne ferește, a fost un deces în familie și n-am avut asigurare atașată creditului și așa mai departe. Deci sunt situații, pentru că practic și, așa cum am spus, și banca are teoretic interesul să-și recupereze acești bani în... Chiar dacă nu pe toți cum își preconizase inițial, dar măcar nu mai are pierderile aceleași. Într-adevăr, în ultimul timp sau portofolii întregi de credite au fost vândute către societățile de recuperatori, dar pentru creditele de consum. Nu s-a întâmplat până acum pentru creditele imobiliare, nici nu există legislația care foarte clară care să permită acest lucru.
dar să zicem ce s-a observat până în acest moment, da. Chiar dacă, să zicem, au fost, chiar dacă în procent mai mic, la creditele de nevoi personale cu ipotecă sau imobiliare cu restanțe și trebuiau executate, băncile au mai așteptat, n-au executat chiar la 90 de zile cum aveau posibilitatea, da. Tocmai pentru poate să mai vadă dacă se mai poate face ceva împreună cu proprietarul, și plus că era și din partea lor să arunce în piață la valori foarte mici proprietăți, foarte scădea multe, și mai mult valoarea lor și valoarea propriului portofoliu, să zic așa. De în timp, băncile au trecut de la o atitudine foarte drastică către controlul, la una foarte deschisă, de s-au dat credite chiar și cu buletinul. A fost perioada de boom, 2007-2008, uh-huh. într-adevăr, în care au fost și băncile pe de o parte foarte inventive în a aduce produse, da, exact așa cum am spus, ca să se încadreze consumatorul cât mai ușor, poate și targeturile care erau puse lucrătorilor bancari să se aducă din ce în ce mai mult, să se vândă din cât mai multe credite, dar pe de altă parte am fost și noi consumatorii, era perioada aceea de euforie în care te gândeai, azi am salariul ăsta, mâine sigur la mai mare, deci uh-huh. pot să mă îndatorez cât se poate de mult, pentru că sigur voi avea eu să plătesc. Ne-a învățat perioada aceasta, da, că n-a fost chiar o soluție bună. Ne-a învățat totuși perioada aceasta că trebuie să fim un pic mai economi și să ne uităm la, să nu ne aruncăm, văd, să zicem, o plasmă care mi-ar plăcea foarte mult, să mă duc imediat să o cumpăr. Nu, întâi avem posibilitatea să ne informăm, avem posibilitatea să comparăm absolut tot ce există pe piață și pot să le obțin la costuri mult mai reduse. De exemplu, să zicem, chiar și acum, în care transparența este maximă din punct de vedere al costurilor, să zicem, unui produs bancar, pentru că sunt obligați să spună toate aceste informații. De exemplu, dacă facem pe finzum.ro, găsim în fiecare moment actualizate zilnic toate aceste produse, dar se schimbă în fiecare zi, să zicem, 2-3 bănci modifică, da. Produsele. Deci dinamica este foarte mare. Dar în continuare, de exemplu, dacă vreau să-mi iau un credit de nevoi personale de 20.000 de ron, să zicem, pe 5 ani, că aceasta este maxim, da, maxim. În ron, dacă sunt informat, pot să reduc rata chiar cu 100 de lei. Având lunar. Toată paleta de oferte? Da, pentru că, să zicem, cel mai bun daie la un, să zicem, 20.000 de ron pe 5 ani este undeva la 12,8 sau 13%, să zic, versus un 21-25 chiar la cele mai spre sfârșitul tabelului comparativ, uh-huh. să zic așa. Dacă în mod normal aș avea, să zicem, 400 de ron de plătit rată la credit, aș putea să plătesc 500 dacă nu știu și mă duc la primul colț și zic că îmi trebuie acum plasma respectivă, mi-o și oferă poate chiar în același magazin, da. un reprezentant bancar sau al unei societăți nebancare și zic da, acum iau că e ok. Dar practic aș putea să fac o economie de 100 de lei pe lună Cel mai scump știu că era cardul de credit. Acum tot cardul de credit este cel mai scump produs. Depinde de foarte mult. Noi comparăm, să zic, cardurile de credit și după DAE. Și calculăm DAE atât pentru retrageri la numerar de la bancomat, cât și pentru cumpărături la comerciant. Pentru cumpărăturile la comerciant, DAE este aproximativ la fel cu un credit de nevoi personale. Ca și DAE. De ce? Pentru că cardul de credit este scump dacă nu știi să-l folosești. Cardul de credit, dacă îl folosești la retragere de numerar de la bancomat, pierzi de două ori. Odată că ai o dobândă mult mai mare decât dacă ai folosi. Plus, în al doilea rând, ai comisionul de retragere numerar. De aceea spun că și DAE crește, pentru că ai un comision de retragere uh-huh. numerar. Care față e diferit de numerarul tras de pe un card de salariu. Față de, doar două secunde, față de la comerciant unde nu ai comision, uh-huh.
Da? Și în plus îți pierzi perioada de grație, care la cardul de credit, aceasta este, să zicem, cel mai mare avantaj. Ai o perioadă de grație în care poți să nu ai dobândă, deci nu se calculează dobândă la și majoritatea băncilor această perioadă de grație oferă numai pentru plăți la comercianți. Sunt și 6 bănci într-adevăr în sistem care le oferă și la retragerile de numerar, dar în principal pentru plăți la comercianți. Dacă știi să folosești acest card de credit, de exemplu, sunt acum foarte multe promoții atașate cardurile de credit, este dobândă zero, de exemplu, sau plată în rate fără dobândă. Da? Există cu adevărat. Da, carduri de credit care, să zicem, îl poți folosi să plătești în 24 de rate fără dobândă la un anumit produs. Da. Sunt sau chiar comerciant. Sau un anumit comercial. Sunt bănci care au carduri de credit care le oferă pentru toți comercianții. Au început din ce în ce să atașeze cardului de credit alte facilități. Dar, din nou, nu trebuie, de exemplu, e clar, am 24 de rate la orice comerciant, să zicem, și dobândă zero, dar foarte mare atenție, nu trebuie să scot bani de la bancomat, că atunci s-a dus, am de plătit dobândă din momentul retragerii pentru ce am retras la dar bancomat. Dar banca oferă aceste informații. Trebuie să mai și trebuie, da, pentru că ei sunt obligați să le ofere, dar sunt foarte multe informații și atunci e bine să citim foarte clar tot ce am. Da, pentru că fiecare are pliante și acolo poate. De obicei se prezintă avantajele. Uh-huh. Trebuie cerute absolut toate detaliile privind și asta este și de comportament, deci trebuie și de educare financiară. De educație financiară. Și asta ne și propunem, să încercăm pe fiecare tip de, de exemplu, la conturile de salarii, la fel, toată lumea, majoritatea, de fapt, avem conturi de salarii și un card de debit atașat, să zicem, 70% din... Exact. La fel trebuie să... De obicei, nu prea ți alegi tu unde... Nu, alegi angajatorul. De obicei, alegi angajatorul. Dar poți să-ți alegi și tu. Poți să-ți alegi și tu. Și în plus, de exemplu, ca o paranteză, sunt produse, sunt bănci care au produse bancare mai avantajoase pentru cei care au deja un alt produs contractat de la banca respectivă. De exemplu, creditul de nevoi personale cu dobândă de 0,5% mai mică dacă ai virarea salariului la ei. Și atunci poți să ceri să-ți faci un card de salariu angajatorului să-ți se mute în partea cealaltă. Sunt lucruri pe care e important să le știi, pentru că poți să beneficiezi de anumite avantaje. Acum, revenind la cardul de debit și contul de salarii, sunt și costuri atașate, de care la fel trebuie să ții seama. Odată, majoritatea conturilor, deschiderea de cont este gratuită, dar apoi ai cheltuieli de administrare a contului curent, de retragere numerar, cu cardul sau de la ghișeu sau de retragere numerar de la ATM, sunt care se adaugă. La fel există un cost, multe bănci au un cost de închidere a contului curent. La depozite, la fel, în afară de o singură bancă, Raiffeisen, în sistem, care nu-și cere deschiderea unui cont curent pentru depozit, toate celelalte bănci întâi îți deschid un cont curent. Este foarte important să știm și care sunt costurile. Și să întrebăm care sunt costurile contului curent. Că, practic, da, depozitul nu are comisioane și la scadență, dar dacă îți retrați... Administrarea lui are. Exact. Contul curent, deschidere poate, sau administrare și așa mai departe, sunt costuri care se adaugă depozitului în sine. În plus, atunci când mergem să facem un depozit, da, întrebăm care este dobânda, dar întotdeauna să întrebăm și să ni se facă o proiecție de cât se câștigă și care câștigul net, pentru că, așa cum știm, dobânda din depozite este, câștigul din depozite este 16% impozitat de către stat. Deci trebuie și aceasta să o deducem, ca să ne facem un calcul cât efectiv câștigăm cât din rămânem, acest... Pentru că sunt situații în care se întâmplă să iei mai puțin bani decât ai depus. Da, mai ales la în cazul sumele în euro. Negativ. Da. Practic, asta spuneam. E foarte important pentru client să știe că odată contractul de credit, banca este obligată să ți-l dea și să-l studiezi înainte. Poți să-l iei acasă, să-l citești împreună cu familia, poate să-ți-l duci, nu știu, la
un specialist, dacă ceva n-ai înțeles. Dacă nu ești tu talentat economic. Da, și dacă la cererea ta banca e obligată să-ți adauge printr-o anexă, să zicem, la contract, dacă sunt lucruri pe care nu le-ai înțeles sau care nu au fost cuprinse acolo. Dacă ai semnat contractul, banca, și nu mai vrei, să zicem, după, ai voie în 14 zile să renunți la acel contract semnat. Nu știu, poate că n-am fost foarte atent în momentul când am semnat, dar după 14 zile am acest drept. Este dreptul meu. Da. La fel, foarte puțină lume știe că este dreptul la contractarea unui credit. Da? Când îmi aleg, vreau un credit, să zicem, de nevoi personale. Pot să aleg să am rambursarea creditului lunar în rate lunare egale sau descrescătoare. Sunt avantaje și dezavantaje la ambele. Practic, avantajul la rate descrescătoare este mai mare pentru consumator. Majoritatea la noi se oferă doar rate egale, adică de fapt aleg pe cele egale sau li se oferă și cele egale. Da. De ce? Să zicem, avantajul pe de altă parte al ratelor egale este că prima rată, ratele, da, sunt egale per total și în funcție de această rată prima se calculează gradul tău de eligibilitate. Da? Poți să te încadrezi la un credit mai mare per total. Dar dacă ai alege, dacă ți-ar permite veniturile să alegi rate descrescătoare, avantajul este mai mare pentru că per total plătești mai puțin. De ce? În cazul ratelor descrescătoare, de exemplu, suma creditului luat se împarte în numărul de rate, da, și apoi dobânda și comisioanele se aplică tot timpul la sold. Suma rămasă. Da? Și atunci, la început plătești mai mult, da? Dar după aceea, imediat, a doua, a treia lună, plătești din ce în ce mai puțin, până la ultima rată, care este cea mai mică. Da, pentru că soldul scade. Pentru că soldul scade și dobânzile se... În cazul ratelor egale, tu prima rată, majoritatea sunt dobânzi și comisioane. Da. Și asta este foarte dezavantajos în cazul refinanțării. Dacă eu vreau să fac o refinanțare după 2 ani, eu de fapt descoper am plătit foarte că puțin de fapt din suma... aproape n-am plătit nimic din suma contractată. Chiar așa e. Am plătit dobânzi și comisioane. Da. Și atunci o iau practic de la capăt cu același sold, cu aceeași sumă de credit. În cadrul ratelor descrescătoare ar fi un avantaj la refinanțare. Dar, așa cum am spus, numai să se încadreze pentru că prima rată... Da. Dar este dreptul consumatorului să ceară ambele calcule să fie făcute. La noi cât pe site, de exemplu, pe doar două secunde pe fiind.ro, poți să găsești ambele scadențare în cadrul și pe curate descrescătoare și curate egale. Să faci un pic comparație. Dacă... Care ți este mai avantajos, să zic așa. Întrebați de gradul de... Da. Care este gradul de îndatorare acum? Acum în jur de 50% spre 35%. 35-50%. Cam în urma scoringului, pentru că nu există un standard, să zicem. Uh-huh. Da? Poate să spună în produsul, în avantajele produsului respectiv, că se merge până la 65% grad de îndatorare și așa mai departe. În momentul în care se face scoring-ul exact pe fiecare persoană, da, ajungi de fapt un grad de îndatorare maxim de 50%. De ce? Pentru că fiecare bancă are scoring-ul făcut astfel încât gradul de risc să nu fie foarte mare. Revenind la scoring, într-adevăr, noi comparăm în funcție de DAE, de totalul de rambursă, de exemplu, pentru un credit, de dobânzi, comisioane și așa mai departe. Ceea ce apoi mai departe diferențiază este acest scoring pe care fiecare bancă și îl calculează intern, să zic așa. Și ține în acest scoring sunt introduse absolut toate datele personale, ale mele, ale familiei și codebitorilor, dacă sunt aduse. Și se ține cont și se punctează absolut orice, că ești situația familială, că ai copii în întreținere sau nu. Și pentru aceasta este un coș de subsistență care se scade din veniturile personale. Mai am sau n-am alte credite sau alte opriri din salariu. Apoi, am, să zicem, ce studii absolvite, mai am, nu mai am alte proprietăți, mașini, stau cu părinții sau am propria... Absolut toate detaliile acestea se evaluează. În plus, pe lângă aceasta, situația firmei la care lucrez.
Și de foarte multe ori se resping dosarele de credit de către bănci pentru că firma ori nu și-a plătit dările la stat sau are alte probleme. Deci, practic, sunt luate toate în considerare pentru că au mai departe acces la pe Ministerul de Finanțe, la toate datele, dacă și-au depus, dacă nu și-au depus, sau sediu expirat, au, nu au telefon fix, deci sunt toate... Toate contează. E o grilă, probabil, este o grilă. Un da. Punctaj. Corect. Și sunt, deci, de asta spun, că întreabă ce venit îmi trebuie ca să poți cu venitul tău și cu situația ta personală să iei un credit de 50.000 la o bancă, să iei 25.000 să ți se ofere 25.000 la o bancă sau poți să fii respins la alta. Este... Plaja bancă foarte mare. Are criteriile ei. Da, este propriul scoring care reflectă riscul, pentru că practic își ia acest angajament. Și cam așa a fost mereu. Acum este mai strict, să zic așa, strict, decât da. Era în 2007-2008. Da, eu mă gândeam la nivelul anilor 2000. Ca și... Când erau foarte drastice. A, da, 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 și într-adevăr, până în 2000, să zicem, 2005-2006, când gradul de datorare maxim era conform BNR, 35% nu aveai voie mai da, mult, da. Ceea ce atunci, la vremea respectivă, erau blamate acele... S-a dovedit mai târziu că era bine. Că erau prudențiale, să zic. Exact, prudențiale era cuvântul. Deci, ceea ce atunci era un lucru bun. Dar cât de mult a scăzut apetitul și interesul oamenilor pentru credite? Pentru credite imobiliare, cred că în afara programului Prima Casă, nu știu prima ce ar casă, mai putea da, funcționa. Într-adevăr, a fost un cârlig pentru a aduce, să zicem, clienții în bănci în continuare. Acum foarte mult, în afară de depozite și partea de economisire și în 2012 a crescut, partea de creditare a scăzut, ceea ce a fost normal. Apetitul este scăzut. În afară de prima casă și ceva credite de finanțare, dar mai mult genul de mai multe carduri strânse într-un, da, de consum. Într-un credit de consum, să zicem, mai mare, n-a fost ceva spectaculos. Cu toate că sunt dobânzi, condiții interesante. Bune, interesante la credite, dar oamenii sunt foarte deja s-au ars, să zic așa, și pe această perioadă suflă și neaut. Nu mai știu, și plus că nu știi care ți este viitorul, dacă mâine mai ai același serviciu, dacă mai sunt la același nivel salariile, până când nu se vede clar o creștere economică. Nu știi, de fapt, ce se întâmplă cu angajatorul tău, dacă astăzi este, mâine nu mai este. Atunci sunt foarte prudenți în a se mai încumeta pe termen lung, mai ales la a lua un credit. Din păcate, sunt foarte mulți supraîndatorați și aceasta este o condiție să mai ceară credite noi, dacă sunt 8 milioane de credite. Deci 8 milioane de... milioane de credite, da, ipotecare sau nu, total? Per total. Exact cum a spus și domnul Isărescu, că na, lui a spus prima dată aceste cifre undeva în 2009, că sunt 4,5, de fapt în 2010 când era dezbaterea cu OUG-ul, sunt 4,5 milioane de împrumutați și 8 milioane de contracte de credit. Deci e clar că unii au multe, da. Și sunt supraîndatorați. Pentru că se mergea la graduri de naturare foarte mari, până la 95%. Deci erau chiar pe ipotecare cu avans 5% și dacă se putea să luai credit și pentru la 5%. Adică făceai două credite ca să-ți iei de fapt un credit ipotecar. Făceai și un credit de nevoi personale pentru avans. Da. Deci deja era mult prea mult. Asta pentru că economisirea nu prea a funcționat în România și nu funcționează nici acum. Este, să zicem, au început încet încet consumatorii să se uite și către creditele de acele credite Bauspar, economisire creditare, care economisești o perioadă de timp, o anumită rată lunară, să zicem, ca o rată lunară, o anumită sumă lunar și după 5 ani să te gândești. Poți să contractezi un credit. În condiții mai bune. În condiții bune, da. Dobânzile sunt fixe, dobânzi
cam la nivelul primei case, ceea ce este o dobândă foarte bună. Este pentru credit, este un credit locativ, deci numai pentru renovări, tot ce înseamnă legat de casă. Din păcate, nu, cam greu să-ți iei o casă după ce 5 ani, după ce ai depus, da, pentru da, că sumele sunt renovare. Mici depuse, dar încet, încet, cred că poți, pentru că odată avantajele că sunt că poți să faci un astfel de contract nu numai pe nume propriu, ci poate să facă și bunica, poate să facă și copilul nou născut și atunci se strânge din mai multe locuri pentru, pentru un astfel de contract. Practic, deci ai un contract cu mai mulți mai mulți cotizanți, să zic așa. Exact. Este un aceste credite de economisire creditare, da? Aceste credite care la început economisești, poate sunt foarte cunoscute și timp de zeci de ani în Austria, în Germania, de acolo cam, venit și cam la noi. Pe acolo sau în decursul timpului ei au pus bazele acestor produse și au început să intre încet, încet și prin două entități și la noi în țară. Iar faptul că noi am început să economisim denotă că, da, omul se gândește, își pune, zicem, bani deoparte și pentru zile negre, că am văzut ce se întâmplă și poate să-ți pierzi jobul sau să nu mai poți să-ți mai plătești și poate mă gândesc că nu-mi trebuie neapărat, nu știu, plasma sau frigiderul super performant pe care l-am văzut în vitrină. Le-am mai trecut. Da. Sunt mai prudenți. În continuare și eu, dar cred că sunt mult mai informați, compară înainte, sunt acum atâtea site-uri în care pot să compar. Eu cred că mi s-a întâmplat să văd și în magazin, în momentul în care vedeau un produs, să intre pe telefon sau ce, să vadă aceeași marcă, același produs, dacă se găsește undeva mai ieftin sau în comparație cu altele pot să-l achiziționeze mai bine. E vorba tot pățitui priceput. Da. Au început să se informeze, pentru că informația economică n-a fost chiar la... Nu s-a învățat în școală foarte mult. Apropo de asta, și la ultimul eveniment care a fost împreună cu Infocos și BNR, deci BNR-ul se implică și în astfel de educație financiară la nivelul școlilor și este chiar, am stat de vorbă cu doamna Coloșoiu, care este autoarea unei cărți și a unei discipline opționale pentru clasele 3-4 la gimnaziu, educație financiară, bani pe înțelesul copiilor, în care pur și simplu îi se predau copiilor noțiuni de bază despre bani, monedă, o iau cu jocuri despre troc și cum să valoarea fiecărui bun mai departe în bani, ceea ce este foarte important. Practic, educație financiară avem nevoie. Și copiilor sigur li se pare interesant. Li se pare foarte interesant și părinților li se pare interesant și sperăm din toată inima să găsească susținere, să o extindă și la alte, mai departe, la alte clase și să devină o disciplină de învățământ, ca să avem de când suntem mici bazele în educație financiară. Sunt persoane care au dat faliment chiar dacă nu există o lege a falimentului personal? Da. Bănci care să fie dat faliment încă nu există, dar nu bănci care să dea sute de angajați afară există. Da, la noi nu există legea falimentului personal și din câte se pare va fi foarte greu de adoptat la noi, pentru că sunt destul de multe lucruri împotriva, așa. La nivel politic, probabil. La nivel politic, da, care nu susțin acest faliment ar ajuta personal. Persoana? Persoana, bineînțeles, care ajuta-o, acum, așa, bineînțeles, cum este pe cei care și sunt... falimentul pentru societate. Asta vreau să spun, să zicem, pe de altă parte și băncile au avut foarte mult de pierdut pentru, în cazul insolvențelor firmelor care au avut credite la ei și care nu mai au cum să le mai recupereze, pentru că din cele 18% cât suntem numărul de restanțieri, să zicem, pe total, și o mare contribuție. Păi dacă pe o persoană urmărește oriunde ar pleca pe companie, nu mai poate urmări nici cum?
Pentru că are o lege care o protejează? Corect, o protejează, uh-huh. Dar din păcate în legea falimentului personal este implementată cu succes în alte țări din Europa. Din păcate la noi încă persoana fizică a rămas cam țap dispășitor. Singurul lucru care putem să-l facem în momentul acesta este să încercăm să ne cerem, să negociem cu banca, nu să negociem, să găsim înțelegere. Adică să vadă și reprezentantul băncii că chiar vrem, ne dorim, nu vrem să ne plătim. Nu suntem chiar rău platnici pentru că așa rău intenționați, de fapt, uh-huh. Că așa vrem noi, ci pentru că chiar nu avem această posibilitate și împreună să găsim o soluție să și ei să-și recupereze din creditul pe care mi l-au dat și eu să pot să îmi plătesc mai ușor. Există persoane care se plâng de faptul că băncile îi sună sau client, personalul băncii îi sună aproape zi de zi ca să întrebe când plătește. Da, este în cazul... E normal? E corect? În general la bănci e o anumită procedură care se face după 30 de zile, dacă sunt restanțe, se sună, se trimite conform contractului, acasă, probabil, conform contractului. Da. Abuzurile care s-au întâmplat din cauza recuperatorilor de credite și a societăților de recuperare. Dar acum, se recomandă unii ca fiind de la bancă. Sunt și care se recomandă de la firme de recuperare, care te sună sâmbătă dimineața, duminică dimineața, la 7, ca să te... Nu, dar nu au dreptul nici să te amenințe, nu au dreptul nici să sune la mama, la tata și să spună copilul are și îi oprim din salariu și așa mai departe. Sunt anumite reguli pe care trebuie să le respecte. Sunt foarte multe plângeri, din păcate, care au fost și abuzuri pe această temă. Sunt și societăți de recuperare care au înțeles puțin că au de câștigat dacă nu acționează împotriva consumatorului, în forță, în care, din potrivă, negociază cu clientul alte termene, alte rate, alte dobânzi și comisioane la creditele pe care le au. Deci, practic, sfatul ar fi, din nou, să nu se ascundă de aceste societăți de recuperare, pentru că sunt și bine intenționate, pentru că, practic, aceste societăți de recuperări cumpără, într-adevăr, un portofoliu întreg de credite de la bancă, cu anumită valoare, să zicem 10% din valoarea inițială. Orice ban pe care îl recuperează, să zicem, contează. Da. Și dacă, să zicem, își fac o reeșalonare a creditului, pentru că nu poți să plătești 500 cu cât pe lună, poți să plătești doar 100, dar ne facem un alt scadențar împreună și se poate găsi înțelegere. Doar cu 10% se poate compara un portofoliu de credite de la o bancă? General, cam așa. Atât de puțin? Pentru că, practic, băncile nu au interesul să țină pe termen nelimitat astfel de credite în portofoliu, pentru că, așa cum am spus, plătesc penalități pentru întreaga valoare. Mi se pare valoare. Că sumele cu care se mulțumesc în final sunt foarte mici. În funcție de puterea de negociere a fiecărei bănci și a societății de recuperări. Au fost bănci care și le-au externalizat către sucursalele din alte țări, unde sunt mai puțin restrictive, să zicem, aceste provizioane sau costurile sunt mai mici cu provizioanele. Uh-huh. Au încercat și ei să facă astfel încât pe bilanțul băncilor să nu iasă în pierdere foarte mare, cu toate că... Așa cum s-a văzut, majoritatea au anunțat pierderi pentru că au avut pierderi din aceste credite neperformante. Dar există cazuri de persoane fizice executate, care li s-au vândut casele? Da. Da, există. Da, da. Și sunt acum chiar sunt bănci care au produse speciale pentru creditele executate, pentru propriile credite. Deci, practic, produs special cu dobânzi preferențiale, să zic așa, pentru acel bun scos prin executare. Prin care simită. Să cumperi, să, da, să te, da, da, da. Prin să care obții finanțare. Să obții un alt, să obții un credit prin care să iei acel bun executat silit. Băncile au ținut cât au putut aceste portofolii și au încercat să, dar acum încet încet au început să le scoată și spre vânzare, să zic așa, la aceste licitații. Dar valorile nu sunt cele așteptate din păcate. De la credite atunci să trecem puțin la economisire. Depozitele în lei, în euro, înțeleg că sunt cu dobânzi cam negative. Noi avem un, finzum.ro are un index
Daem, atât pentru credite, cât și pentru carduri și depozite. Deci, practic, urmărim evoluția dobânzilor Dae mediu pe piață. Adică, luăm de la toate băncile care oferă acel produs, cel mai bun produs, dacă poate o bancă are 6 produse de credite de nevoi personale, dintre care unul este cel mai bun, și acea dobândă Dae ponderăm cu cota de piață a băncii. Și practic este un index Dae mediu. S-a observat în ultimele luni ușor că au scăzut, a scăzut indexul la credite, atât în RON cât și în euro, a cam stagnat la depozite. Undeva la depozite, să zicem, dobânzi la depozite, în jur de 6% la RON, undeva la 2,5-3% la euro, mai mici la USD, undeva la 1,5-2%. Pe partea de credite, dai, să zicem, la creditele în RON și euro, credite de consum, sunt cam la fel. Deci, practic, acum chiar nu mai merită, mai ales de când s-a dat și directiva din partea BNR-ului cu creditele în RON. Și da, pentru că BNR-ul încurajează creditele în RON în moneda în care câștigi. Creditele în RON pe 5 ani de consum au dobânzi Dae similar cu creditele în euro. Deci este perfect să te îndatorezi în RON, să zicem, pentru creditele de consum. La creditele ipotecare lucrul nu stă chiar așa, pentru că în continuare, datorită diferenței foarte mari între indicii care intră în calculul dobânzii, Euribor la euro, da? Și Robor la RON, diferența este de 5 puncte procentuale între indicii în sine. Și 0% dacă își pune marjă banca, tot mai bună este diferența dobânda între creditul în lei și în euro la ipotecar. Da, dobânzile sunt mult mai mari la creditele în RON. Și atunci am făcut și un calcul. Cum a fost cam dintotdeauna. Dacă ții, așa cum, dacă vrei să ții un credit ipotecar în RON sau euro, dacă ți-l iei în euro și faci acum calculul la rate, ar trebui să ajungă undeva euro la 6,52 ca să fie comparabile costurile la rată. Deci, și într-adevăr se vorbește foarte mult de riscul de curs valutar. Riscul de curs valutar, dar totuși diferența este foarte mare. Și asta provine din indici. De ce? Pentru că Euriborul este la minim istoric, este la Euriborul la 3 luni undeva la 0,2, da? Deci minim. Iar Roborul este undeva aproape de 6, 5 și ceva, aproape 6. Deci diferența este de 5 și aproape 6 puncte procentuale, depinde de ce ne uităm, la 3 luni, la 6 luni. Diferența e mare. Nu spun că pe termen lung, dacă nu politicile BNR-ului de foarte multe ani este această situație. Destul de complicat, într-adevăr, și Banca Centrală Europeană ține dobânda de referință la un nivel mic, 1,75, este acum sunt 1,25. Deci sunt foarte mici, pe când la noi este 5,25 dobânda de BNR-ului. Vom vedea ce se întâmplă pe termen lung. Totul este ciclic. În 25 de ani, 30 de ani poți să treci și prin creșteri și prin scăderi de curs valutar. Dacă îți faci un calcul acum, din păcate, tot pe euro iese pe plus. Da. La creditele ipotecare. La creditele de consum este mai bine pe RON. Este la fel și atunci este clar interesul maxim să fii în moneda în care ai veniturile. Nu i se răspundă specificat asta, că atunci când este vorba de creditele mai pentru puțin că cele ești ipotecare. În RON ești acoperit de riscul valutar. Da. Asta, da. Dar diferența de dobândă este mare în continuare. Și contează la costul total al creditului. Probabil că au fost multe persoane care s-au simțit cumva
afectate de scăderea pieței imobiliare și de faptul că trebuie să plătească rate acum la niște credite foarte mari când imobilul lor valorează la jumătate. Ce soluție există pentru ei? Din păcate sunt și cei mai afectați au fost cei cu credite în CHF, în Franța Elvețin. Da. Pentru că aici au pierdut din două părți. Odată că a scăzut foarte mult valoarea imobililor și s-a devalorizat și foarte mult. Două devalorizări. Deci, practic, în 2007 era francul elvețian la 1,7, acum a ajuns deja 3,5, deci s-a dublat. Da. Și atunci, practic, ți s-a dublat ei creditul pot numai din... Sau băncile au preferat soluțiile acestea? Chiar și acum există o promoție la o bancă care oferă posibilitatea clientului să schimbe creditul în euro. Acum, nu știu cât este de convenabil, pentru că, practic, din această devalorizare a francului, deja dacă ți se calculează în euro, ai mai mult decât ai contractat inițial. Dar este decizia clientului până la urmă. Poate să decidă, da, într-adevăr, să-și schimbe moneda creditului doar să nu mai Câte aibă persoane într-o... au fost în situația asta? Câte persoane și-au creditat? Din fericire, nu au fost foarte, foarte multe. Nu vreau să greșesc ca și, dar cred că undeva la 50.000 de contracte, ceea ce din 4,5 milioane, bine, de credite de consum și nu este o sumă foarte mare, dar probabil că sunt totuși dintre ei sunt și cei executați. Sunt într-un final. Au fost loviți foarte tare de această Și ne gândim că aceasta era cea mai bună ofertă la un moment dat. Da, te încadrai pentru că erau cele mai bune oferte și te încadrai la suma cea mai mare pe care o puteai lua. Și atunci îți permiteai... Cu atât mai mult au luat și sumele cele mai mari. Îți permiteai să iei exact ce proprietate ți-o doreai foarte mult. Și asta era euforia respectivă în care și erai un pic presat. Că se spunea, este vina... tuturor, să zicem, contractele de credit, da, erau stufoase, lungi și ce, dar nici consumatorii nu și le-au citit. Pe de altă parte, știm cum erau contractele de credit. Nici nu este normal să 20 de pagini. Cu 90%, nici cu 75% și 50% e mult. Este vina împărțită, da, și noi, să zicem, ne doream neapărat acest apartament și știam că dacă mai stăm o săptămână, aproape se dubla prețul, deci era clar că erai puțin presat și de conjunctura. Interesul nu era să ți se explice chiar punct cu punct sau poate nici nu era timpul necesar pentru că vroiai și tu cât mai repede și băncile voiau să le dea cât mai repede să nu te duci la concurență, da, să zicem. La banchier te aștept să aibă niște informații la care oamenii nu au acces, să știe ce se întâmplă în țările vecine, să știe din timp când e va veni criza. E spus că să prevină. Țin minte că în 2009, când se spunea că va veni și la noi criza, nimeni nu credea că de pentru fapt... că Italia și Spania erau deja bine în criză. Da, adică a fost cam greu după ce ai trecut printr-o perioadă aceea de boom și de euforie să te gândești că așa chiar se poate întâmpla atât de drastic. Din păcate s-a întâmplat. Spre ce produse financiare merg oamenii acum? Credite? Nu? De ce sunt interesați? La reeconomisirea, deci se uită foarte mult, se observă și la noi pe site, traficul a crescut foarte mult pe secțiunile de economisire, depozite, chiar și fonduri de investiții și pe acestea le comparăm. Aici depinde foarte mult de gradul de profilul de risc pe care îl ai sau deschiderea față de risc, pentru că într-adevăr depozitele sunt sigure, sunt garantate la 100.000 de euro per bancă, să zic așa. Deci este un produs sigur. Apoi în fondurile de investiții poți să ai într-adevăr randamente sau au fost perioade de randamente superioare, net superioare față de depozite. Da. Dar poate să fie și inferioare. Deci nu se poate garanta un anumit randament. Care investesc în acțiuni. Da. Poate să-ți alegi, să zicem, un fond care investește mai mult în obligațiuni sau... dar îți trebuie un pic de educație financiară și să urmărești și disponibilitate, timp să urmărești
prețul acțiunilor sau cum evoluează acel fond de investiții. Sunt, într-adevăr, persoane care sunt foarte confortabile în a investi în astfel de și au făcut bani frumoși, să zic așa, în perioade în care randamentele au fost chiar și în anul în 2012, au fost fonduri de investiții cu randamente foarte bune, net superioare depozitelor bancare. Numai că trebuie să ai disponibilitatea și de a fi informat pentru astfel de produse mai complicate. Da, de asemenea, aici banca îți spune fiecare. Pentru că aici ai un fiecare consult. Bancă are mai multe fonduri de investiție cu grad de risc minim, mediu și maxim. Dar trebuie deja să te joci și ca și cum te-ai jucat și cu cursul valutar, să zicem. Da. Și numai anumite persoane, să zicem, au nervii necesari pentru a face acest lucru. În cazul, să zicem, celor care vor să economisească pe termen lung, clar, depozitele bancare sunt cele care au fost perioadele de conturi de economii foarte la modă și în continuare sunt, să zicem, pe dacă vrei să ai disponibilitate, să ai acces la bani oricând, să poți să retragi sau poți să depui când vrei, fără să fii penalizat sau, zice, și cu o dobândă care la multe produse ajunge, e aproape de dobânzirea depozite, și aceasta este o opțiune ca și cont de economii. În produsele care sunt, să zicem, cele mai mediatizate acum de către bănci, trebuie să dăm un sfat celui care este în căutarea unui cel mai bun produs financiar. Trebuie să se informeze. În primul rând să se informeze, să nu ia fără să compare. Pentru că sunt promoții pe perioade scurte sau pe perioade mai lungi, dar acel produs din promoție s-ar putea să nu fie cel mai bun produs, să descoperi de fapt că sunt alte 5 standard care sunt mult mai bune de la alte instituții financiare, au această posibilitate, au dreptul de a o face, să compare înainte de a lua o decizie și este dreptul lor de a fi informat. Și găsesc toate aceste informații, doar să aibă timpul și răbdarea să le... caute. Vă mulțumesc foarte mult! Prima parte a emisiunii noastre se încheie aici și revenim după o scurtă pauză publicitară cu o nouă dezbatere despre francofonie, pentru că astăzi este ziua francofoniei.